Pentru mine, cel mai important în situația actuală este să vedem ce facem mai departe cu țara, cu oamenii care se simt și trădați și minciuniți și furați. Și această alianță, această formulă de coabitare cu comuniștii ne-a adus în nicăieri, într-un haos total. Au plecat investitorii care trebuiau să vină, Leone la Stășeni, am vorbit despre acest lucru. 4.000 de locuri de muncă trebuia să trăim acolo, după 2 ani de negocieri. Și după ce au văzut tot ce s-a întâmplat aici, au plecat în România. Pleacă Dax Salmaio și au scos deja 5 camioane cu echipamente industriale, fiindcă au probleme la dos. Și ei care trebuiau să mai trăiesc încă 2.000 de locuri de muncă și cu o investiție suplimentară. Uitați-vă unde a ajuns Republica Moldova. Și hai să ne axăm pe ceea ce e cel mai important acum. Sper să ajungă la țiune, măcar în ceasul acesta critic, celor care aventurerilor de la putere. Să înțeleagă că așa nu mai poate fi guvernată, că e bat jocul față de cetățeni. Deci bat joc față de tot ce am reușit noi să creăm timp de 5 ani. Am fost la Bruxelles și un parlamentar european mi-a zis, Iure, cu atâta greu, timp de 5 ani, ați reușit să clădiți o imagine bună. Sub această imagine bună ați avut sprijin politic. Ați avut vizite fără precedent, bani fără precedent și experți. Și doar în câteva luni cei la putere au distrus această imagine. Atât de simplu. Dar sper că nu totul e pierdut. Sper că totuși sub presiunea și a societății civile și a votului din 14 iunie vom găsi o formulă de a reveni la normalitate și de a continua ceea ce am făcut bun până în 30 noiembrie și să ne axăm în mod special pe două subiecte cheie. Corupția și sărăcia. Și sărăcia va fi tot timpul când vom fi furați. Și de va funcționa acest sistem de mlaștină și putere.